joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în această dimineață, cu pornire de la 300 de euro. Asta înseamnă că 600, 1200, 2400 de euro? 2400 de euro. 2400 de euro îi trimitem la Arad dacă ne răspunde Claudia la 4 întrebări, adică la toate. Bună dimineața, Claudia! Bună! Bună dimineața, băieți! Ce faci? Ei, sunt la servici. Cu cine ești la serviciu? Acum sunt singură că am ieșit pe coridor, că e o gălăgie acolo și pe coridorii. Păi da, dar poate te ajută. Nu știu dacă mă ajută, cred că mă stresează mai mult. Dar ce lucrezi, Claudia? Sunt funcționar public și contabilitate. Funcționar public? Te-am simțit foarte hotărâtă când ai intrat. Fula. Da, m-am adunat. Ai niște... Mă iertați o secundă că suntem în direct pe Facebook. Vlad, ai niște banană pe ăsta și nu o să mai ia râsul rău. Așa. Așa. Ne scuzați, dar în dimineața asta suntem... Da, spuneți, vă rog. Pe haz. Da, Claudia, și de ce nu vrei să te ajute colegii? Adică... Puteai să-i organizezi puțin. Băi, particip la un concurs, poți să ajung la 2400 de euro, puțină liniște și ceva ajutor. Îți prindea bine. Dar acum tu știi, dacă preferi să fii singură, să ai liniște... Și mai bun semnalul. Extraordinar. Puteai măcar 2-3 colegi să iei cu tine. E, mă, că e concentrată Claudia, fii atentă, că ne-ai iat toți banii astăzi. Hai că o ținem pe hol. Nu, omul, în pace. Nu, dacă iau toți banii. Dar ce plan ți-ai făcut? Se cam poate face. Cam cât vrei să mergi? Eu vreau... Așa, măcar o întrebare să răspund. Măcar o întrebare? Nu. Stai, da. Măcar de la 3 în sus? Nu e bine că ești modestă, dar nu e cazul. Adică astăzi poți să mergi liniștit, măcar 3 întrebări. Chiar 4, dacă da. Dacă puneți voi. Da. Hai să vedem atunci. Mai întrebăm o dată. Deci, care e planul? Până la câte întrebări vrei să răspunzi? La 4. Să zicem cel puțin una. N-ai schimbat-o. Claudia o ține pe două, nu o schimbă. Dar lasă-o să se aclimatizeze și o să fie bine. Haideți să începem. Începem? Gata. Stă pe hol. Da. Mult succes, Claudia. Mulțumesc, băieți. 300 de euro. Claudia, lasă emoțiile deoparte și concentrează-te. Nu sunt întrebări grele astăzi. Cum nu sunt niciodată, de altfel. Dar în mod special azi nu sunt foarte grele pentru sumele despre care vorbim. 300 de euro la prima întrebare, Claudia, iar întrebarea este: ce personaj istoric se află pe bancnota de un leu? Ron. Nicolae Iorca. Ai zis că lucrezi la contabilitate, nu? Da. Da, dar cu bancnote de un leu nu prea ai de-a face la contabilitate. Asta decât... să te întreb, care sunt cele mai... Că dacă vrei să-i faci o glumă unui coleg. Cu ce bancnote lucrezi cel mai des? Nu lucrez cu bani, cu cash. Nu se mai lucrează cu cash, șefule, acum. Tu ai pe card, pe da, contabilitate, ești cu cifre, cu... Și pe cea de 10 lei cine e? Nu mai știu acum. Uite, vezi, ai picat pe subiect. Nici eu nu știu, dacă mă întrebi acum... Bravo, Claudia! 300 de euro, Claudia! Răspuns corect pentru prima întrebare. Bălcesc cu cardul, îmi pare rău. Bălcescu? Dar toate plăcile le fac aproape electronic. Da. Ce, mai puțin. Ce de piață, personaj piață, istoric se află pe cardul tău, Vlad? Claudia, bravo! Hai că ai început cu dreptul. Mulțumesc. A doua întrebare mi se pare mai simplă decât prima. Cea a patra, dar ori știi, ori nu știi. Cea a patra e cea mai serios, simplă. A doua nu, aici. Suntem față în față cu a doua. Ce facem, Claudia? Merge mai departe. 600 de euro. Claudia, da. Ai fost la Londra? Nu am fost, dar și vreau să merg cu sora mea. E, dacă te mai... E de notorietate, așa să zic. Nu e... Dacă ai fi fost acolo, te-ar fi ajutat suplimentar. Claudia. Da. Cum este numit marele clopot al celebrului turn cu ceas al Palatului Westminster din Londra? Turn cu ceas celebru. Nu știu. Nu există. Știi, o să vezi că știi. Nu. Ia gândește-te. Ceas, Londra? Nu. Clopot, mare, palat, big...
Ben. Ah, da. Ez. Da. Big Ben, Claudia. Știe de Big Ben? Da, știam. Era da. Simplu? Da. Nu te-am mințit cu nimic când ți-am spus că e simplu, dar vezi, asta e, ăsta e șpilul, să-ți vină răspunsul în astea 6 secunde. Până la urmă, în asta constă dificultatea concursului nostru. Claudia, mulțumim că ai fost cu noi. Mulțumesc și eu. Poate va fi cu noroc altă dată. Te-ai descurcat foarte bine, dar Claudia e cel mai bun exemplu că emoțiile pot strica un joc de genul ăsta. Da. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.